Propunem începerea ședinței extraordinare din data de 8 august, în urma convocării făcute de către domnul primar. Pentru început, propun ascultarea imnului național, după care vom trece la dezbatere. Cazul, da, e un tic pe care mi l-am format. Începem ședința prin a confirma dacă avem vorum, doamna secretar? Da, domnule președinte, au confirmat participarea, au fost unice consilieri locali, acceptează domnul Dan Ioan, domnul Dumitrescu Silviu, domnul Ion Marian, în rest au confirmat prezent. Atunci putem să intrăm în ordinea de zi, care inițial a cuprins 4 proiecte de hotărâre și 2 suplimentări, cu câte 2 proiecte fiecare. Domnul președinte, dacă îmi permiteți, aș dori să retrag de pe ordinea de zi proiectul numărul 3, și anume proiect de hotărâre 2288/2/8/2022 privind modificarea graficelor de rambursare contractele credit numărul pentru refinanțarea datoriei publice a municipiului Giurgiu. Să se consemneze asta, da, pentru retragerea proiectului. Vă spun și pentru ce. Practic, variantele sunt de așa manieră încât nu ne putem permite o încărcare a cheltuielilor privind creditul cu încă 45.000 de lei lunar. Mulțumesc. Bun. Aprobăm procesul verbal al ședinței ordinare din 28 iulie. Voturi pentru? 18 voturi pentru. Împotrivă, abțineri? Nu au fost. Nu au fost. Bun. Proiectul numărul 1 al ordinii de zi al ședinței extraordinare din data de 8 august. Proiectul de hotărâre numărul 287/8/2022 privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 397/25/11/2020 privind darea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 4.450 de metri pătrați, identificat cu numărul cadastral 35.752, situat în șoseaua Portului, fără număr, adiacent ștrand, bazin Verigă, către Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. Avizul Comisiei de Administrație Publică Locală, Juridică și de Disciplină. Aviz favorabil. Voturi pentru? 18 voturi pentru. Împotrivă? Niciun. Abțineri? Nu sunt. Proiect aprobat. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre numărul 285/2/8/2022 privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului situat în strada Gării numărul 9, municipiul Giurgiu. Avizul Comisiei de Administrație Publică Locală, Juridică și de Disciplină. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public, public și Privat. Aviz favorabil. Voturi pentru? 18 pentru. Împotrivă? Abțineri? Niciun. Proiect aprobat. Proiectul 3 a fost retras de către domnul primar. Proiectul cu numărul 4 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre numărul 289/3/8/2022 privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Giurgiu în domeniul public al județului Giurgiu al unui imobil situat în intravilanul municipiului Giurgiu, strada Unirii, fără număr, adiacent hotel Steaua Dunării, bazin de nod didactic, zona de agrement Steaua Dunării. Avizul Comisiei de Administrație Publică Locală, Juridică și de Disciplină. Aviz favorabil.
avizul Comisiei Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat. Aviz favorabil. Discuții aici? Da, aș dori să completez faptul, să aduc la informarea cetățenilor ce ne-a determinat să facem acest lucru. Faptul că am rugat Compania Națională de Investiții să fie de acord cu preluarea de către Consiliul Județean a acestui bazin de not, prin însăși faptul că în 2018 era un proces de recepție a acelui bazin, eu când am preluat mandatul am continuat cu remedierea unor defecțiuni consemnate, dar datorită situației precare și a creșterii cheltuielilor, e mai bine să mergem în parteneriat, să facem transferul acestei entități către Consiliul Județean ca ei să suporte aproximativ 700-800 de milioane de lei lunar. În contrapartidă, Consiliul Județean este de acord ca toți elevii din municipiul Giurgiu să beneficieze de activitatea didactică de acolo și împreună cu cei din zona rurală, metropolitană, respectiv Voina, cu Malul, Vedea, Slobozia și așa mai departe, să avem un calendar comun de folosire a acelui bazin. Vă mulțumesc! Voturi pentru? Dacă permiteți să fac o mențiune, la acest punct, începând cu acest punct, a confirmat participarea la ședință și domnul consilier Daud. Care avem voturi pentru la acest proiect de hotărâre, 16 voturi. Avem 2 voturi împotrivă, domnul consilier Țigănină și domnul consilier Toată Norbuș. Și o abținere, domnul consilier Ionuță Ciprian. Deci în total pentru? Pentru 16. 16 voturi. Bun, trecem la suplimentarea ordinii de zi cu primele 2 proiecte. Proiect de hotărâre numărul 291 din 5-8-2022 privind aprobarea închirierii, respectiv restricționării, închiderii, mă scuzați, aprobarea închiderii, respectiv restricționării circulației auto pe anumite sectoare de drum din municipiul Giurgiu. Avizul Comisiei de Administrație Publică Locală, Juridică și de Disciplină. Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat. Aviz favorabil. Aici aș vrea să fac eu o discuție, dacă îmi permiteți, domnule primar. Am studiat materialele puse în spatele acestui proiect de hotărâre și am văzut că se va restricționa circulația în intervalul orar 17-24, începând de la abator și până în Hotel Steaua Dunării, din zona Abatorului, pe Bulevardul Mihai Viteazu, începând din zona Abatorului. Da, nu știu, eu practic acolo am cunoștință de cauză că vor parca. Așa, mă gândesc că ar fi nevoie de o parcare, dar să știți că în materiale apare ca restricție de circulație în acea zonă. Da, eu nu am dat-o așa, am dat-o spre a fi folosită ca și parcare. Este nevoie dar pentru probabil că interzicerea traficului auto se referă la circulație. Da, da. Și mașina trebuie să circule ca să ajungă acolo. Trebuie să fim atenți pentru că acolo e o zonă destul de aglomerată și... Avizul comisiei. Da. Avizul de la poliție. Da. S-a primit exact cum sunt aceste... Nu am înțeles, dar voi vorbi eu cu poliția, practic s-a mită că acea zonă va fi folosită ca și parcare. Și pentru trafic auto. Ce trebuie să... Da. Putem să ne folosim de faptul că acea zonă a fost autorizată și avizată de către poliție ca să poată fi folosită ca parcare pentru meciurile europene... Da. Al noastră. Deci acolo se era avizată ca și parcare auto. Și am trecut. Tocmai de asta e bine să avem în vedere lucrul ăsta, pentru că dacă restricționăm circulația, vom aglomera. Da, poate în accepțiunea lui ca terminologie, trafic auto însemnând. Trebuie să fim atenți la lucrul ăsta. Da. Voturi pentru? Voturi pentru 19. Împotrivă? Abțineri niciun. Bun. Deci mare atenție la lucrul ăsta, să nu blocăm circulația acolo, că va fi foarte dificil după aceea să se mai întâmple ceva în zonă. Bun. Proiectul numărul 2 de pe ordinea suplimentară numărul 1. Proiect de hotărâre numărul 290 din 5-8-2022 privind modificarea contractului de asociațiune în participațiune numărul 16.883 din 2018, din data de 30 septembrie 2010. Da, practic
sunt contractele care s-au succedat de pe timpul administrației Iliescu Barbu până da, în zilele astea. Cred că e totuși o greșeală de redactare aici. Este un contract din 2018, da. După da. Care vine din data de 30 septembrie 2010. Adică tu vorbești de ordinea cronologică. Da, nu, dar redactarea este foarte... Da, și cronologie. Dar nu are nicio legătură. Adică da. Este un contract din 2018 da, da. Și pe aceea cred că a rămas din redactare o greșeală aici, din data de 30 septembrie 2010. Da. Păi uitați cum vine aici proiectul prevăzut. Da. Aici trebuia să fie 2018? Da. Din, este din 30 septembrie 2010. Și aici 2018? Da. Sunt corecte ambele date, numai că cronologia, practic, dacă era... Contractul privind modificarea, dar privind și cronologia cu modificarea, prima modificare a fost făcută în 2018, a contractului inițial din 2010. Am înțeles. Da? Bun. Contractul este din 2010, da? Da. Reluăm citirea acestui proiect atunci. Proiect de hotărâre numărul 290 din 5-8-2022 privind modificarea contractului de asociațiune în participațiune numărul 16.883 din 2018, din data de 30 septembrie 2010, astfel cum a fost modificat prin actele adiționale ulterioare încheiate între municipiul Giurgiu și Asociația Fotbal Club Astra Giurgiu. Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat. Avizul Comisiei Administrație Publică Locală, Juridică și de Disciplină. Avizul Comisiei de Servicii Publice, Muncă și Protecție Socială. Discuții, dacă sunt, domnule primar, da. Legat de acest... Practic, modificarea aceasta survine datorită faptului că Fotbal Club Astra joacă actualmente în Liga 3-a. Anul trecut a suportat o modificare permițindu-i acest club de fotbal să joace din Liga 2-a. Nu am fost de acord decât pe perioada unui singur an, la solicitarea mai multor consilieri, ca să nu dăm așa ala lung posibilitatea clubului de fotbal să desfășoare acolo eventual dacă retrogradează și în divizia sau în Liga 4 și așa mai departe. Bine. Nu suntem interesați noi ca și activitate fotbalistică decât să susținem ori valori, ori echipele clar giurgiurene. Fapt pentru care am propus ca să admitem, fiindcă acolo sunt anumite aspecte și foarte multe neclarități datorită contractului inițial și datorită modificărilor ulterioare, în care fiecare parte are câte ceva din inventar. Respectiv, noi avem tribuna a doua și teren, dânșii au parte din tribuna a întâia care a suportat modernizare, clădirea cu vestiare, cu birouri, peluza. Ce să mai spunem? Nocturna, tabela. Și ca toată lumea să trăiască fericită, am propus astăzi și o să vedeți un proiect suplimentar și cu FC Carmen, care e de primă divizie și se va bate pentru a accesa Liga Campionilor Europeni, ca să avem parte de un weekend fotbalistic giurgiuvean adecvat. Respectiv, vinerea se joace FC Astra, sâmbăta FC Dunărea 2020, Club Sportiv Dunărea 2020, iar duminica FC Carmen. Mulțumesc! Am înțeles că au fost și niște amendamente la acest proiect, doamna secretar? Da, domnule președinte. Dacă puteți să ne le... Discuții, ceva da, amendamente. Discuții. Dacă ne puteți comunica dumneavoastră ce... Amendamentul a fost formulat de domnul consilier Gâdea. Da. Și viza durata încheierii acestui act adițional. Iar amendamentul suna în felul următor. Pe durata anului competițional 2022-2023 cu posibilitatea prelungirii din act adițional, pentru că nu se prevăzuse această limitare. Atunci, reamintesc, acest contract e până în 2030. Da, da. Da. Atunci supunem la vot proiectul direct cu amendament? Supunem la vot amendamentul domnului Ghede. Da, nu mai trecem proiectul cum a fost în formă inițială spre vot, nu, mergem direct cu amendamentul, pentru care am avut câte 19 voturi? Pentru. Bun, proiectul a trecut. Acum mergem în propunerea a doua de, de suplimentarea ordinii de zi cu celelalte două proiecte. Proiect de hotărâre numărul 292 din 5-8-2022 privind încheierea unui contract de asociere în participație între municipiul Giurgiu și Asociația Sportivă Club Sportiv
AS Carmen București 1937. Avizul Comisiei Administrație Publică Locală, Juridică și de Disciplină. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Învățământ, Sănătate, Social, Sănătate, Social, Culturale, Sportive, Culte și Familie. Aviz favorabil. Voturi pentru? 19 voturi pentru. Împotrivă, abțineri nu sunt. Proiectul numărul 293 din 8-8-2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022. Avizul Comisiei de Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat. Aviz favorabil. Discuții? Nu au fost, nu? Voturi pentru? 19 voturi pentru. Împotrivă, abțineri? Nu sunt. Acestea fiind spuse, declarăm ședința închisă. Mulțumim frumos. Mulțumim.